Salut! Noi suntem Cocolix și bine ați venit la vânătoarea de obiecte cu Garfield! Cine îl știe pe Garfield? Cine știe pisica cu burtă ca românii? Da, vreau să-mi ziceți în comentarii dacă îl știți. Frățiorul meu, Sebi, dacă se uită, salut! Când era mititel, se uita în fiecare zi la filmul cu Garfield. Cred că l-a văzut de 300 de ori. Și dacă vreți să vedeți cum se termină stelele astea, rupeți butonul de Cocolike pentru Cristina, care va găsi tot, deci, cu ajutorul gamerului. Eu am găsit, și dacă voi mai găsiți jocuri dintre astea de Halloween, scrieți-ne în comentarii. Haideți să vedem, ia uitați, avem aici o listă cu obiecte. Ia, citește lista. Pe care va trebui să le găsim. Gogoși, asortate gogoși, venite în ciocolată. Felix, pune pare că o să se facă pofte de gogoși. Nu, că am mâncat clătite dimineața și am mâncat multe. Cu ce te-a răsfățat atât de dimineață? Cu clătite atât de multe până când mi s-au făcut rău. Deci eu am făcut clătite de dimineață, nu știu ce m-a apucat. După aceea, clătite cu cremă acrișoară. Nu clătite. Nu clătite. Gogoși. Gogoși, da. După aia, mini gogoși pudrate cu zahăr. După aceea, brioșe cu fructe de pădure sau cu afine, nu știu ce sunt astea. După aia, brioșe cu chipsuri de ciocolată și mini gogoși cu, cum se cheamă, cinnamon. Scorțișoară. Scorțișoară. Ok, și noi trebuie să le găsim pe asta prin casă? Deci, da, noi trebuie să mergem, cred că în casă. Da, dar și cu burta ăsta? Am mâncat gogoși. Hai să mâncăm afară prima oară, noi de acasă. Și ne duce pe aici, pe afară? Da. Oh, ce vrea asta? Bagă click-ul. Să vedem dacă ne zice ceva. Ia ascultă tu aici cu atenție la muzica pe care o auzi din cameră. Nu. Ascultă cu mare atenție muzica în camera muzicii. Da, aproape ce am zis eu. Și cum ascultăm? Păi tu mai mergi pe aici, că n-am ajuns în camera muzicii. Ne zice că n-am ajuns în camera muzicii. Da. Bine, ne mai zice altceva? Cică Garfield. Nu mai dacă aș cava la șoareci. Dar noi asta le-am dat cașcaval la șoareci. Știe cineva povestea lui Garfield? Oamenii preferă să mănânce muffins. Care e povestea lui Garfield? Că e o pisică care mănâncă mult. Este o pisică foarte mâncăcioasă. Deci oamenii preferă să mănânce brioșe. Uh-huh. Ok. Codul pentru safe este afară. Asta ne dă hintul. Asta cred că este bunul nostru. Codul pentru safe? Se înțelege că trebuia să găsim un safe. Da. Interesant. Și dacă vorbim cu un Lyman, o să ne deblocheze o ușă. Deci voi trebuie să țineți minte toate indiciile astea, cocolișilor. Cărțile din librărie sunt dezordonate, trebuie să le punem în ordine. Mi-e place să fac ordine, Felix. Și acum se repetă, mergi. Ok, acum să vedem unde putem să mergem. Mergem aici la stânga? Sau trebuie să mergem în casă? Tu vezi unde e cărare, tu mergi, poți să mergi unde e cărare. Să mergem pe cărare. Felix, asta e ușa de cimitir? Da. Asta este ușa de cimitir, cocolișilor. Haideți să încercăm să mergem. Poate poate nu mergi pe ușă. Am intrat deja. Pe mai intră și în altă parte. Am intrat, Felix. Hai să mă văd dacă mă duc în partea dreaptă. Mă lasă? Se pare că nu mă lasă. Tufă. Cred că trebuie să mergem tot în față. Cristina, hai de Garfield. Cristina, te-ai întors. Ce faci? M-am întors? În ușa aia de acolo, ce faci? Aici trebuie să mă duc. Da, pe tot te-ai întors. A, păi am crezut că s-a mutat ecranul. Ai, ce fain aici. Mă amintește deja. Astea sunt morminte, trebuie să dau click pe el. A, deja ai dat click, Cristina. Vreau să mai dau click, ia să mai vedem ce se mai întâmplă. Vedeți, vezi că ai scherometru și se sperie, spre jocul. Vezi asta de jos roșu, uite asta de aici. Deci ăsta este un scherometru. Când ai greșit, pierzi, așa de la început. Ok, și nu pot să mă dau pe toate mormintele astea, că eu nu mă sperie, eu sunt curoroasă. Păi dacă stai în scherometru, începi de la început jocul. Ia, te dau pe ăsta. Băi. Sometimes, ceva este îngropat aici, dar ai nevoie de o lopată. Caut o lopată. Trebuie să găsim o lopată ca să dezgropăm aici ce se află. Păi, ce faci aici? Du-te, caut o lopată. Vreau să mă duc. Păi aici nu mai poți. Păi caut o lopată în altă parte. Poate găsim o lopată prin casă. Pe aici văd că nu există lopată. Nu, că ai văzut-o. Pe unde să mă duc, pe aici? Te întorci. Uite aici. Te întorci. Așa. Păi Felix, tu te pricepi foarte bine la jocul ăsta. Păi joc și îmi dau seama că trebuie să... Ia, mergi în față. Deci eu zic ca tu să mă ghidezi și eu când văd astea, gogoșile, eu le iau. Ia, mergi în stânga, văd dacă stânga e ceva. Nu cred că mă lasă să mă mai duc. Te vede în camerița. Vezi, nu mă lasă, am dat cu burtica. Știu, te-a cu burtica. Dar ce față are Garfield ăsta? Oare câți ani are Garfield? Nu știu, dar ochii lui. Mai mergi. Salut! Haideți să... Nu, mergem în față, partea alaltă. Mergem pe partea asta alaltă, da. În casă deocamdată nu ne lasă să intrăm. Și acolo. Aici cred că avem nevoie de... Ok.
Ne dă o cheie. Ai găsit, am găsit cheia de la ușa principală. Da. Ia uite, în partea dreaptă sunt lucruri pe care trebuie, wow, să le găsim. Cheile. Uite și lopata. Ok, aici în partea dreaptă mă gândesc că nu mă mai lasă. Du-te să vezi. Nu merge burta, Felix. Uite că mergem, ce ai găsit, uite, și lopata. Am găsit lopata, frate. Acum trebuie să mergi. Acum pun pe rău că nu mă lasă. Ce cu frunzele de sus? Frunzele astea nu mă lasă să dau click. Dar haideți să mergem înapoi în cimitir ca să dezgropăm și după aia o să intrăm în casă ca să găsim celelalte obiecte. Bun, dar ce fain e ușa asta, specifică pentru Halloween, tu vezi? Genial, dar chiar e joc tipic de Halloween. Și ăsta nu mai poate de frică, deci stă într-un colț acolo. Este frică, trebuie să... Crezi că a rămas cumva blocat pe afară? Nu, cred că nu vrea să intre înăuntru. Da, ce picioare are ăsta. Știu, felii, dar dacă omul ăla nu vrea să intre înăuntru casă, oare cine știe ce chestii se întâmplă acolo? Ia uite, dezgropăm. N-am văzut o pisică care să dezgrope. Și s-a dat. Ce mi-a dat? Este, am găsit gogoșile cu crema acrișoară. A, noi trebuie să găsim toate gogoșile. Yay! Cine s-ar fi gândit că o să fie gogoși aici în mormânt? Nu m-am gândit la așa ceva. M-am prins, noi trebuie să le găsim pe toate. Okay. Da, ia uitați. Și pe parcurs ce găsim, ni se taie lucruri de pe listă. Vedeți? Deja ni s-a tăiat de pe listă. Uite așa. Și noi ne ducem înapoi acasă. Aici trebuie să apeși și cu putere, Felix, pe butoane ca să-l miști pe Garfield. Haideți să intrăm în casă. Da, am găsit gogoși și ție nu-ți dau niciuna, pentru că tu ai stat acolo ca un fricos. Dăm click pe ușă și intrăm în casă. Am deblocat ușa. Na, plimbă-te. Felix, ăștia și-au decorat casa de Halloween. Așa au decorat ora așa tot timpul. Ia să vedem aici ce se întâmplă. Găsim de pe lucruri. Vreau să văd unde mai pot să mai dau pe lucruri, aha, dar deocamdată nu am găsit nimic. Oh! A, era cursă pentru șoareci, n-ai văzut. Era cursă pentru șoareci? Da, a fost cât am mai... Ia, du-te la safe. Dar măcar am găsit cașcavalul. Du-te la safe. Am găsit cașcavalul, Felix, dar nu putem să deschidem safe-ul, se pare. Mamă, ce nebunie. Uite aici, aici. Oh, de mine. Frate, dar astea sunt farse, să înțeleg. Cineva vrea să facă farse sau este o casă veche? Este o casă veche. Ia, mă duc pe ușa aia. Ușa roșie. Zice că este blocată. O să găsești cheia roșie. Atunci, probabil, va trebui să găsim o cheie. Haideți să mai mergem, că ăștia au o casă dintr-aia mare. Cristina? Da, Felix? Eu ce văd la tablou? Uite o cheie. Cheia verde. Cheie, am găsit. Cheia verde. Este! Și oare unde folosim cheia verde? Uite, ai poză cu pisică și cu Mona Lisa. Unde folosim? La ușa verde. Asta e ușa roșie. Uite, avem și poză cu noi. Da. Care era ușa verde oare? N-am găsit-o deocamdată. Trebuie să mergi în continuare. Să ne vedem unde este pe pereți. Dar tu vezi ce covorau ăștia? Zici că e făcut din bani. Mergi acolo, mergi peste tot. Opa, asta e... Bibliotecă! Da. A spus că trebuie să punem cărțile în ordine. Dar oare cum putem să punem cărțile în ordine? Unde este un mes, nu aici. Păi mi se părea destul de dezordonat. Mergem în dreapta. Hai să mergem în dreapta să vedem. Se pare că suntem în bibliotecă. Da, de pe cărți, de pe cărți. Asta. Cum să-l desenez pe Garfield? Dar nu știu dacă știm noi ordinea deocamdată. Știe careva ordinea? Vezi să vezi ce se întâmplă. Vezi? Măi, deci eu nu știu ordinea. Încă nu știm ordinea, știu să ne zică. Cine știe povestea lui Garfield, probabil ar putea să ne ajute aici. Ca să punem cărțile în ordine. Acum înțeleg. Dar până una alta, deci îmi scrieți în comentarii dacă știți. Hai să vedem ce aici. Te-ai speriat. Ai grijă. Oh my god, mi s-a mărit aici termometrul ăsta de sperieturi. Covorul ăsta este foarte lung, asta înseamnă că mai duce. Să încerc și aici? Încearcă. Ia să văd. Yay, am găsit o cheie. Palma, și acum știu unde e ușa roșie. Da, știu unde este ușa roșie. Aici se pare că nu mai poți mai mergi nicăieri. Da, dar e fain jocul. Da, uite, pot să merg în față. Mă ghidez după covor. În față ai venit, în dreapta n-ai fost. Hai să mergem în partea dreaptă. Ce blăniță are Garfield ăsta. Wow. Ce este asta? Asta e baia sau e laundry room? Cred că e bucătăria. Cred că e bucătăria, e la cuptorul. Da, asta e cuptorul? De pe cuptor. Am crezut că e o mașină de spălat. Ba! Deci ăștia mă sperie peste tot cu farsele lor. Uite, șuricei, mi-arată sus. Dă-i sus. Unul zice, uite, dă click aici, pe dulapul ăsta. Dar ăsta l-al zice, nu, pe dulapul ăsta l-al secret. Eu de-aia de-i mijloc. Asta zic și eu, cred că sunt niște mincinoși. Ți-au dat lanterna unde trebuie. Am de ori fost mincinoși. Să nu credeți niciodată șoricei. Se pare că trebuie să vorbim cu un iubitor de brioșe ca să ne dea cheia. Și n-am brioș acum. Deci e o ușiță de șoricel. Da, avem cașcaval, nu știu unde-l folosim. Poate îl dăm la șoricel acolo.
Încearcă. Dar nu mi-apărea să dau cu click. Ia să vedem. Am să apărea să dai cu click, atunci nu trebuia, dar nu merge. Da, uite, nu merge. Ce mincinoși au fost șorcei ăștia. Cred că dacă dăm pe asta, cred că o să ne-ar speria sau ce ne face. Asta cred și eu. Cine știe ce farse au pus șoricei ăia în dulap? Ok, mergem în partea stângă, că acolo cheia era roșie, ușă. Cheia roșie. Acolo era ușa roșie și să folosim cheia roșie pe care tocmai am găsit-o. Să vedem oare ce se află după ușa asta. Am deblocat-o. Ce aici? Un fel de birou. Ia uite, e poză cu mine. Opa, ăsta e seiful. Nu știm. Dar nu știm exact combinația de la seif. Ce tare. Cum pare o care legătură cu cărțile alea, Felix? S-ar putea. Ce mai găsești pe aici? Îmi dă vibe-ul ăla. Deci Cocolic și să ne zică dacă știu ordinea. Haideți să mergem acum la etaj. Ce mutrare. Nu la etaj, în partea dreaptă n-ai fost. N-am fost aici în partea dreaptă? Nu, ești mai în partea dreaptă. Deci casa asta este foarte, foarte mare. Și plină de pânze de păianjeni. Hai să mergem aici în partea dreaptă, cum zice Felix. Și să vedem. Ăstea pun pare că o să ne sperie. Să dau pe el sau să nu dau pe el? Ne-a speriat. Dar nu mă așteptam la așa ceva. Nu mă așteptam să cadem, așteptam altceva. Am crezut doar că îi dă masca jos și o să fie ceva în loc ce de mască. Aici. Ce urs o avem aici! Asta o să sară una. Avem cheia verde. Avem cheia verde. Haideți să intrăm în... Da, uite ce simt pe ceva. Ci că focul ăsta este atât de călduț și face bine. Am deblocat ușa. Ia de pe trompeta. Pe clarinetul ăsta? Tun, 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 tun. Ok, arată ca un fel de melc. Nu te-ai prins, de aia ți-am zis eu. Nu m-am prins. Care era ordinea? Zic eu cum se face. Asta-i Simon zice. Dă-i pe oricare instrument. Oricare instrument? Hai să dăm pe ăsta. Deci, știi după aia, ce face ea? O dat pe aia odată, deci după aia odată. Simon zice, se cheamă jocul. După aceea face una asta, una asta. Făi tu. Asta? Da. Și aia, e Simon Says jocul, nu știi, Simon zice, e jocul, toată lumea știe America. Ok, acum dăm o dată pe clarinet, o dată pe trombonul ăsta și o dată pe saxofon sau ce. Și acum asta. Oh my god, trebuie să fim atenți, că e din ce în ce mai repede. Deci ăsta, clarinetul, ăsta, ăsta și asta. Ultimul. Și după aceea să mai fie, cu pianul, cred. Fiți atenți. Ăsta îți face memoria. Ok, am prins, hai dă-i. Deci ăsta mare, sus, jos sus. Și încă o dată sus. Acum, oh my god! Acum cred că o să fie cu pianul. Și acum e și mai repede. Nu, e același. Ok. Ok, deci la fel ca data trecută, doar cu plus pianul. Da. Ăsta mare, sus. Ăsta mic, ăsta mare încă o dată. Ăsta sus. Ăsta mic. Jos. Da. Și acum... Vezi, era pianul! Păi din nou. Eram câte ce? Păi mai zăpăcit. Trombonul. Da. Dă-i. Dau. Ok, încă o dată. De două... O dată trombon și o dată pianul. Da, o dată trombon și o dată pianina asta. Așa. Ah, ce fain cântă. Să fiți atenți, focolișor, da? Dar e fain jocul ăsta de memorie. E Simon Says, știe tot America. Păi da, acum l-am descoperit. O dată pe culori, pe numere. 3, 4. Ok. Deci ăsta mare, pianul, ăsta mic și încă o dată pianul. Exact. Ia. Oh, acum trombonul, pianul. Da. 1, 2, 3, 4. Oh my god. Ok. 1, pianul. Da. Ăsta. Da. Pianul. Da. Și ăsta mic. Da. Zic că ne-am descurcat. Oh, ne-am descurcat. Este. Mai este. Din ce în ce mai repede. Ai. Haide. Trombonul. Exact ca data trecută, doar că cum cu un trombon. Da. Pianul. Ăsta, pianul. Ăsta micu. Da. Și după aia ăsta mare. Da. Este! Bate palma! Uhu! Ce se întâmplă? Felix, au cântat instrumentele singure și ne-au dat niște gogoși! Nu... Congratulations! Ai găsit gogoșile pudrate cu zahăr. Super fain. Mamă, dar gogoșile se arată bine. Știu. Cred că ție ți este foarte pofta. Ție ți-e pofta? De ce ai zis așa? Nu, că am purtica plină cu clătite acum. E mai multe decât tine. Acum la etaj.
hai să mergem la etaj, sunteți pregătiți cocolișilor să vedem ce se află pe scările astea misterioase. Noi mai avem de găsit multe gogoși. Da, 4, iau, de, mai avem aici de găsit 5 chestii. Nu avem cheie albastră încă, dar deci nu putem să mergem dreapta acolo sau stânga. Hai să mergem pe ușa asta. Opa. Supat, deci pun pariu că o să fie ceva supat. Dai. Aici. Hai, oh my god, cât de mult ne-a crescut aici scheromedru. Proful de mate. Ne-a speriat Frankensteinul de la pernă. Și supernă ceva. Deci dacă dădeam supernă, eu am vrut, dar Cristina a supat. Dă-i și-n dreapta, n-ai să mergem pe albastră. Da, pe aici am venit noi. Nu, n-am venit, am venit de pe scări. Da. Aici cred că e ordine de fantome, ia să dă-i. Cocolicșilor, unde credeți că o să găsim obiectul? Sub care dintre astea? De pe asta. Eu am încercare și tu încercare. Asta. Eu zic, tu zici asta mare? Da. Eu zic aia mică. Bravo, Felix! Deci eu sunt gamer și Cristina, să vedem ce era la Cristina unde de aia. Ce e asta? Mini gogoș cu scorțișoară. Nu, vrei să dau aici? Da. Ți-am zis? De pe alta. Oh my god, nu am monștri. Ți-am zis? Și dăm și la ultima? Dai. Asta seamănă cu scheletul nostru. Vezi, eu ți-am zis că gamerul știe, nu te pui cu gamerul. Dar eu nu cred că aici e vorba de gamer. Eu cred că aici e vorba de mâncăcios, de gogoș. De aia ai reușit tu. Am deblocat camera asta, dormitorul. Aici super, nu trebuie să fie ceva. Doi. Ceva să... Arcul ăsta. Arcul ăsta nu prea mă speră așa care de mult. Care e faza cu ăsta? Avem mai multe sertare, vedeți? Ia pe doi. Care? De pe prima. Instinctul meu mi-a zis să dau pe asta. Hai. Bun. Băi, instinctul meu a funcționat. Uite un șoricel. E dat cașcavalul și s-o dă gogoșa. E dat cașcavalul și el îmi dă gogoșile. Este... Bate palma. Câte gogoși astea mai sunt gogoșile asortate. Bun, deci am descoperit aici 3 feluri de gogoși și mai avem încă 3 feluri. Da. Eu zic că ne-am descurcat ce, foarte ce, bine. Ce aici așa, mai e ceva? Aici se pare că nu mai pot nici să dau dulap? Click. Bun, nu, ok, asta e bine. Dulap. Mi-a plăcut de șoricelul ăsta care mi-a dat gogoșile. Uai, dar ce ascunzătoare secretă are. Da. Nu mă așteptam la așa ceva. Hai să mergem în restul camerei. Uite aici în partea dreaptă. Ne luăm după covor. Uite... Are ăla... Întrerupător. Ia dă-i. Mă întreb ce a făcut acest lucru. Că nu știm ce a făcut. Că nu... Ceva scârțit. Uite aici e super în ceva. Dai. Alt arc pe fiecare parte. Deci noi am deschis ceva acum, dar nu știm da, ce. Da, oare ce am deschis? Ia plangerul. Nu poți. Nu poți, dar pot la toaletă. Ah. Asta se întâmplă dacă nu faci curaj. Vezi cine-i în duș. A, eu omul ăsta. Eu am crezut că e un om normal, dar se pare că era un om monstru de Halloween. Aici trebuie să faci ceva, ia de pe covor, nu știu. Se pare nimica. Că asta a fost tot în baie, doar m-am speriat. Da, cine știe. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în restul casei. Ceva s-a deschis. Oare ce ni s-a deschis odată ce am apăsat pe întrerupătorul ăla? Aici se pare că nu ne-a deschis nimic. Nu avem de găsit. A, scara. Asta nu era. Bate palma, scara cu podul. Este. Haideți să vedem ce se află în pod. Mi-e place de Garfield, el chiar dacă se sperie are așa o față de ce serios. Asta cred că avea brioșa. Ăsta o da. Să ne... O să se trezească și o să ne sperie. Și scherometrul nostru e la jumătate aproape, Felix. Oh, liliecii. Nu poți să scrie, dar tu poți să-i ajuți. Nu poți să silabisească, dar tu poți să-i ajuți. Da. Ok. Unde sunt liliecii? Păi mai mergi, să vezi. Mergi. Hai să mergem. Deci pe aici nu putem să dăm click. Dar să nu vă... Ia uitați, ăștia sunt liliecii. Cred că ăsta e iar joc dintr-o ăla cu ordinea. Ia vezi că e un cuvă jos. Se pare că este închis. Na, vezi ce faci cu liliecii. Deci ăștia cred că iarăși zic ceva în ordine. Garfield. Garfield. Bă, ce tare ești, Felix. Apasă pe G. Așa, A. Da. R. F. I. E. L. Ce tare ești, Felix, și D. Ți-ai dat seama din prima? Da. Perfect! Să știți aia. Știți odată încă? Încă un set de gogoși. De data aceasta sunt învelite în ciocolată. Eu mă întreb unde trebuie să folosim lanterna. Unde să folosim lanterna? Mai poți să mergi afară. Să vedem dacă putem să mai mergem pe aici prin pod. Așa. Că mai poți. Nu, se pare că nu. Cheia de... O zis că... Deci mai avem chestia cu muzică. Am făcut-o, da? Ascultă muzica, încheia cu muzică. Da. Brioșa n-am găsit-o. Și haide să mergem jos. Zicea, cheia de la safe e afară. Cheia de la safe este afară. Poate trebuie este... să mai găsim două gogoși. Da, trebuie să mai găsim două gogoși. Aici în fața mers, nu? Da, era cu patul, cu șobolanul. Da. Haide să mergem jos și tu ce zici? Mergem afară? Da, și mai vorbește cu ăla puțin așa, că zicea că cheia de la safe e afară. Haide să vedem dacă,
dacă nenea ăsta de aici ne mai zice Julește ceva. Puțin. Salut, okay. Nenea! Garfield, numai dacă aș cava la șoareci, asta aș fi făcut-o. Cred că ne-a zis deja. Lui Limon îi place să mânce muffins, dar n-am găsit muffinul. Dar cine este Limon, oare? Are nume de schelet. Codul pentru safe e afară, hai să căutăm codul. Bun, haide să mergem. Talking to Limon, vorbești cu Limon, o să-ți dea ușă nouă. Dar cine credeți că este Limon ăsta? Aici am fost. Mănâncă lămâi? Și nu mai mergem aici? Hai să mai mergem să mai vedem. Hai să mergem să vedem dacă s-au schimbat anumite lucruri. Uite așa. A, pe aici trebuie să merg da, în față. Se mete aros, să nu mai dai click pe chestiile astea. Nu mai dau, că nu vreau să mă sperie. Să vedem. Dar dacă totuși Limon este cineva de aici? Eu zice să nu dai, că n-ai Google așa. N-am Google. Uite, 6-19-78, ăsta e codul. Aaa, 6-19-78. Gamer! Îl ții minte? Da. Ia, mai zi-l odată. 6-19-78, dar nu mai zic, că după aceea o uit. Bravo! Așa îl țin în memorie. Ok, dar eu acum nu mai știu unde era... Știu eu. Unde era safe-ul, vă mai știți? Cocolicșilor. Nici eu nu mai știu. Nu mai știi nici tu? Aha. Haide să mergem să-l căutăm. Aha, e aici la parter. E aici la parter în partea stângă. Nu, nu e asta. Dar nu ăsta e safe-ul. Ba da. Nu ăsta e safe-ul. Nu e ăsta safe-ul. Nu, e altul cu cod în perete. Ia mergem în față. Serios? Da. Era într-o cameră. Nu, e ăsta. Nu, mergi în dreapta. Deci eu serios. Dar dacă e după un tablou? Nu, că l-am văzut, Cristina. Era pe perete, într-o cameră. Ok, atunci haide să mergem aici după ușa roșie. Uite, sus. A, ăsta, da. 6. Deci primul, 6. Uite așa. 1, 9. Acum 6, 8 sau 7, 8? 7, 8. Ok. 6, 8, hai. Dar era 19 sau 18? 6, 8. Se pare că a greșit. 6, 1, 9. Eu zic că 6, 18. 6, 8. Deci, mai știți care era numărul? 6. Da. 18. Da. Oare câte încercări avem? Cât se duce temul ăla de jos? 68? Sau 78? 68. 6, 8. Dacă nu, va trebui să ne întoarcem. Hai să ne întoarcem. Aoleu! Se pare că nu este așa de ușor cum am crezut. Dar bine măcar că am găsit codul. Vezi, Felix, eu cred că trebuia să repetăm numerele alea de multe, multe eu dacă, ori. Eu dacă îl zic o dată, poți să-mi zic doar a doua oară și tu mi-ai întrebat deja. Haideți să mergem afară și să vedem care era codul corect. Eu zic că a fost foarte, foarte pe aproape. După mai avem biblioteca și... Da, dar nu știu cum se face biblioteca. Sincer, poate trebuie să căutăm exact ordinea, pentru că eu nu știu. Mergem în partea asta. A, 6, 19, 78. Da. Deci 19, 78. Uh-huh. Ok, hai să îl ținem minte de data asta, pentru că nu mai avem așa de multe șanse. Ia uitați, chirometrul nostru începe să se facă plin. Ok. Salut, nene! Dar mă întreb oare cine este Lime ăla despre care vorbește? Nu știu, poate ceva în bibliotecă trebuie să facem, siguranță. Ok. Nu. A, în partea stângă. Mai ții minte codul? Da. Da? Da, odată îl țin minte, de aia nu mai am întrebat a doua oară. Ok. Haide să mergem pe ușa asta și să mergem să punem codul pe care tu Felix îl știe. 6-19-78. Uh-huh. Yay! Îl țin și eu minte acum. 6-19-78. Mie-mi plac safe-urile astea. Așa, 19-78. Ah, perfect. Și mai avem o singură brioșă. Oh, stai cu chipsuri de ciocolată. Și mai avem pe aia de afine. Haide la bibliotecă. Haide să mergem la bibliotecă. Asta unde era? Aici în partea dreaptă, parcă, nu? Eu nu mai știu unde era. Casa asta dreapta. Este atât de mare, încât mă rătăcesc în jos. Și în față și în jos. În față și în jos, uh-huh. Pe scări? În sus. Aha, în sus? Jos. Nu, în jos. Adică jos? Aici. Adică în față. Da, în jos. În față, Felix. Da, vezi dacă și aici poți umbla bibliotecă, sau nu la cărțile alea? Ia, la primele cărți se pare că nu poți să umblu, doar la ultimele. Sincer, haideți să dăm la nimereală. Deci, stai că scrie aici. Ideea este că nu cred că trebuie să facem un cuvânt, nu? Ce? Cu primele litere de jos. Trebuie să le punem așa de... Cum ne vine. Nu știu. Ia. Yeah. Nu e bun. Bravo, Felix! Chiar n-aș sunt dat acolo. Bravo! Dă-i. Acum ia să vedem ce se întâmplă aici. Mergi. Dacă mergem în... Cum îți place ție?
Nu-mi place. Aici trebuie să folosim o cheie. Da. The cell seems to be locked from out, from inside, încuiat dinăuntru. Oh, nu ne deschide nimeni? Nu. Uite acolo! Știu, dar mergi uite dreapta stânga. Uite acolo, sunt gogoși! Hai să vedem dacă găsim ceva pe aici sau pe cineva. Ah. Asta e de treia care e boiler. Nu deschizi sicriul, dar deschide-l. Vrei să-l deschid? Kevin, din singura casă da. Se temea de boiler. Oh, ce m-a speriat. Mamă, când ne-a luat jumătate de viață. Asta a fost o sperietură pe cinste. Deci boilerul ăsta nu vrea să ne ajute cu nimic. Din singura casă, da, e creepy. Foarte creepy. Acum înțeleg de ce era frică lui Kevin. Oh my god, ăsta e sicriul bun, cred că. Nu, mergi la omul ăla care e prins acolo. Ah, ia uite un om aici, nici măcar nu l-am văzut. Salut, nene! N-ai nimic de mâncare. Ai zis ce s-a întâmplat în bucătărie? Mi-e așa de foame. Ai niște muffins, brioșe? Ok, haide să mergem. Uite, are aici... Dar cine credeți că l-a prins? E mai detic pe el. Hai să mergem. Da, se pare că vrea doar brioșe. Ai auzit ceva s-a întâmplat în bucătărie? În bucătărie, pare că țin minte că erau șoricii ăia care și m-au... Și era frigiderul cu, da, la, era cu un frigider, lacăt. Da, era un frigider cu lacăt. Lacăt. Dar oare avem... Unde era bucătăria? În dreapta. În dreapta aici? Nu, da. Cred că pe aici am venit. Ascultă de camera. Ah, ok. Hai să vedem dacă șoricii ăștia ne dau ceva sau dacă putem să... Eu căzut la anțul. Eu căzut la anțul. Am găsit o brioșă. Dă-i brioșa la om să mânce, că nu mai poate de atâta mâncare. Să înțeleg că pe nene ăla îl cheamă Lime, cum îl da, cheamă. Da, da, dar îmi place că i-a prins acolo și brioșa vrea să mânce. Dar oare cine l-a prins pe el captiv acolo? Soția. Cum adică soția, Feli? Soția? Nu, cum să-l prindă soția? Hei, nene, ți-am adus o brioșă? Ce mâncăcios este! Te-ai uitat înăuntrul șemineului? Fireplace. Oare e ăla de care se temea Kevin sau e altul? Sus este șemineul. Este sus? Da. Ați văzut vreun șemineu pe drum? Da, mai țin minte că e cald în șemineu. Ah, da. Așa? Acum, jos? Cred că da, mai știu. Eu țin minte că era undeva jos. Nu aici. În partea dreaptă? Ori în partea dreaptă, ori în față și dreapta. Sau... Dar ce casă mare este aici. Ia vezi, nu cred, aici cred că e muzica. Aici e muzica? Uite, parcă aici este... Ce se întâmplă aici? Ia mergi. Putem să intrăm? Frate, am intrat în șemineu. O să caz. Și am căzut într-o groapă. Ce-ai luat ăstea? Bate palma, Cristina. Mamă, ce tare. Astea, se pare că am găsit... Bravo, Cristina! Garfield a mâncat toate astea și burtica e mare și super fericit. Așa se termină un joc de gamer. Rupeți butonul de Coco Like. Scrieți în comentarii ce vreți voi. Și dacă vreți să facem și partea a doua, că e și partea a doua. Ne vedem data viitoare. Pa!